Salutare și bine v-am regăsit la un nou tutorial. În acest tutorial vă voi explica cum să accesați smucurile pe propriul dumneavoastră server, smucurile pe care le-ați văzut poate la jucători în tutorial sau la jucător pro, ce trebuie să faceți ca să vă creați propriul server, să scrieți map și harta dumneavoastră pe care doriți să exersați smucurile. De exemplu, am spus map de miraj. Dați enter, acest lucru va crea un server la dumneavoastră în calculator și se putea executa smucurile fără absolut nicio problemă, fără a fi deranjați de alt player sau alte scripturi de pe serverele respective. Trebuie să dați în continuare click botilor pentru a vă omor în momentul în care aruncați smucurile, să opriți warm-up-ul, da, după cum vedeți este un warm-up, cum l-am oprit. Trebuie să scoateți de asemenea și freestyle-ul pentru a vă putea mișca liniștit în momentul în care dați restart. De asemenea avem nevoie de bani, această comandă vă va da bani nelimitați aproape. Veți avea nevoie să cumpărați în momentul în care doriți oricând, MP Buy Time 999. Veți putea cumpăra în absolut orice secundă runde actuale. Veți avea nevoie de săvăciți 1 și de următorul bind T no clip pentru a vă putea plimba pe hartă cum doriți. Dacă scrieți asta, vă puteți apăsați pe T și vă plimbați ca să dezactivați acest lucru, apăsați din nou pe T, dar să nu pierdeți timpul să vă plimbați prin bază. De asemenea, avem nevoie să punem o rundă foarte lungă, da? Deci vom folosi următoarea comandă MP Runtime Diffuse și vom pune 9999 pentru a putea avea o rundă de 60 de minute. Acesta este maximul. Avem nevoie de asemenea de SV Infinite Ammo pentru a avea un număr nelimitat de bombe, de grenade și de smokuri, inclusiv de molotov, pe care vom aplica următoarea comandă MP Restart Game. Ne cumpărăm absolut tot ce avem nevoie, ne putem duce, de exemplu, foarte repede să dăm un smoke de scări. După cum vedeți, în momentul în care arunc smoke, smoke-ul nu dispar, avem un număr nelimitat de smokuri, ca și flash-uri. Și în acest mod puteți exersa foarte ușor toate smoke-urile pe hartă de miraj sau pe orice altă hartă folosind acest set de comenzi pe care le voi pune inclusiv în descriere împreună cu bindul de noclip. Sper că v-a plăcut acest tutorial, a fost unul destul de scurt, dar folositor pentru cei mai începători care vor să exerseze smoke-urile și flash-urile sau molotovele. Eu vă rog să dați un like la acest videoclip, subscribe la canal și vă promit că vă revenim în curând cu noi tutoriale. Mersi!